Bun găsit, prieteni, din nou aici în Pinacoteca Muzeului București. Vă spune Ștefan Ciochinaru la obișnuita noastră întâlnire a Convorbirilor Capitale. De această dată avem o ediție inedită a întâlnirilor noastre și a convorbirilor pe care le facem împreună, pentru că am invitat alături de mine doi globetrotteri, doi călători, aș zice aproape profesioniști, care au înconjurat de mai multe ori planeta prin modalități diferite. Doamna Alina Broșban, sărut una doamnă, bine ați venit, care este proprietara unei agenții de turism și organizează această călătorie în jurul planetei prin agenția de turism pe care o conduce, și domnul Andrei Deac, care... Andrei pentru prieten, care înconjoară planeta cu rucsacul în spate. Tuturor ne place să călătorim, așa că ei ne vor spune astăzi cum putem să facem acest lucru în ambele variante, și prin agenție și cu rucsacul în spate pe cont propriu. De unde începem? Începem cu ce înseamnă de fapt o călătorie. O planificăm? Da, puteți începe cu mine, pentru că... O planificăm cu mult timp înainte? Ne luăm niște măsuri? Ne stabilim niște etape de călătorie? O călătorie, în primul rând, înseamnă o bucurie și indiferent cum călătorești, că de aici începem. Eu nu voi face astăzi pledoria călătorilor cu agențiile de turism, ci pledoria pentru călătorie, indiferent cum va fi. Și da, e adevărat că dacă o organizezi din timp, poate să iasă mai bine, dar nu neapărat mai frumoasă. Sigur, poate să fie mult mai organizată decât o călătorie neorganizată, dar important este să călătorim, indiferent de cum o facem. Agențiile de turism au menirea de a face lucrurile organizate și de a aduce plus valoare călătoriei. Însă, la fel de bine, așa cum Andrei călătorește singur și fără ajutorul unei agenții de turism, cu siguranță are parte de experiențe minunate. Eu asta și vreau să spun, că Andrei n-ar fi de acord cu asta. Andrei ar spune că cea mai frumoasă călătorie este cea în care nu știi ce te așteaptă. Ai plecat într-acolo cu rucsacul în spate, cu mintea deschisă și cu sufletul deschis, gata să primească ceea ce ți se oferă, și acolo ai surprize extraordinare. Cam așa e. Deci, într-adevăr, chestia asta dă libertate. E vorba de oameni, de cine ce vrea, cine ce preferă. Sunt oameni diferiți, unii vor să călătorească organizat, alții vor să călătorească singuri cu rucsacul în spate și să dea de aventuri. Unii urăsc aventurile, vor să aștepte autocarul, microbuzul, taxiul, exact la, dacă se poate, la scara avionului, hotelul să fie perfect. Alții exact asta nu vor. Vor să meargă cu transportul public, vor să vadă oamenii, să-i cunoască, să-i miroasă, să guste de pe stradă ce se poate mânca. E, ține absolut de oameni. La fel cum merg oamenii la munte, unii merg în cârciumă și, sau pe terasă și beau bere superbă, ține să beau bere rece vara, alții se urcă pe munte cu rucsacul în spate. Deci fiecare este cu pasiunile lui. Și beau o bere sus în pădure, da? Eventual. Dar nu mai e rece. Nu mai e la fel de rece. Da. Bun, acum discuția este în felul următor. De fapt, de ce ne temem? Mergem la niște puseuri fundamentale ale ființei umane. În general, ne temem de necunoscut. Și atunci când plecăm undeva foarte departe de casă și unde nu știm, nu, este o altă țară, de multe ori și o altă civilizație, o altă cultură, vrem să avem câteva garanții. Adică am vrea să știm totuși că înoptăm undeva, de mâncat ok, putem să mâncăm pe stradă, cum spune Andrei, dar faptul că avem biletul de avion până acolo, că ajungem la un hotel, că hotelul e cum trebuie și, mai ales în țările foarte exotice, poți să ai surprize și la hotel. Cel puțin din câte mi-ai povestit mie, Andrei, ai avut multe surprize de genul ăsta, călătorind cu rucsacul acolo în spate. Și atunci sunt oameni care evită aceste surprize, apelează la niște profesioniști, nu, care organizează călătoria. Eu am înțeles că, de fapt, și voi, în agenția voastră, Alina, organizați călătorii așa, un fel de semi cu rucsacul în spate. Adică personalizați foarte mult. Da, personalizăm foarte mult și, într-adevăr, nu suntem mari adepți ai circuitelor cu grupul, deși facem și așa ceva și o facem cu mare drag, mai ales pentru destinațiile pe care suntem specializați. Însă ceea ce încercăm noi să facem este să personalizăm o vacanță și, mai mult de atât, să nu-i dăm doar hotelul și avionul, ci să-i dăm niște informații foarte utile, în așa fel încât el să poată să facă și o parte din acea călătorie
călătorie și aventură personală, dar să aibă și garanția unui serviciu bun și unei organizări perfecte. Dar nu îi luăm din aventură prea mult. Desigur că n-o să călătorească chiar ca și Andrei, dar încercăm să facem un mix care să-i dea turistului o experiență nouă, să-l facă să înțeleagă destinația și să nu plece pregătit pentru ceea ce vrem noi să vindem, ci pentru ceea ce descoperă el și acolo. Și găsește acolo. Exact. Da. Bine, acum, Andrei, tu îmi povesteai de pildă când ai călătorit prin Indochina, care, cel puțin din perspectiva foarte așezată a unui burghez european, e o destinație chiar periculoasă. Mergi prin junglă, prin țări care încă nu sunt foarte așezate. Tu ai mers, într-adevăr, și prin junglă, și cu Pluta, pe diverse râuri unde mai erau încă mine din timpul războiului din Indochina. Adică nu e totuși un risc prea mare? Cum ai simțit lucrurile? În primul rând, dacă noi ne vedem, trebuie să ne și contrazicem. Nu e timpul. Întotdeauna. Deci, așa că o să ne contrazic. Și îmi spun că lumea tocmai de-aia caută. Uh-huh. Caută necunoscutul. Uh-huh. Spui că e frică de necunoscut. Nu, de-aia pleacă. Cunoscutul ăla e în parcul de lângă tine, cum ar veni. Uh-huh. Tu. De-aia pleacă oamenii afară ca să caute necunoscutul. Nu se Și, cel puțin pentru mine. Da. Și, într-adevăr, riscuri. Acum, nici eu nu sunt un fel de spătarul Milescul ăsta sau Miclu Homaclai care umblă în jungle cu toporișca ca să-și facă cărare. Nu, merg pe circuite, ca să zic așa, turistice. Numai că diferența este că nu stau la hoteluri de lux pentru că nu-mi plac. Circul cât mai mult cu transportul în comun ca să simt, cum am zis, locul respectiv, oameni, inclusiv să cer să comunic cu ei cât se poate. Nu prea se poate să comunici cu oamenii localnici de regulă, pentru că nu e bariera limbii. Dar oricum îi vezi, îi simți, te bucuri de prezența lor. Iar apropo de hotel, nici măcar nu ține o chestie de bani. Adică backpacker și cum ar veni, sunt o categorie de oameni nu neapărat financiar constrânși să meargă cu rucsac cu spate. Mie, de exemplu, când vin și cu o geantă în spate, eventual transpirat, cu pantofii poate murdar, nu face plăcere să intru într-un hotel de 4-5 stele, să mă măsoare aia din sus, de sus până jos, sunt așa, să mă ce caută și caută și la fel de bine să mă uite, să zic și eu, uite și pe ăștia, știi, e un fel de ăsta, de preț reciproc, care e mai așa. Și nu e locul meu acolo când sunt cu geanta în spate. Nu zic că n-am stat la hotel de 5 stele și de 4 stele și am călătorit nu cum mai există, numai cu rucsacul. Am condus mașina în 60 de țări la viața mea, l-am numărat să merg. Eu sunt cu statistică. Are o bună statistică. Da. Așa că îmi place foarte mult să merg cu mașina, să conduc mașina, deși ăsta e un mod de a călători toată Europa, oricând. Europa, dar prin Asia știu că mergi cu motoreta. Am condus și motoreta în foarte multe țări, într-adevăr, dar și în Asia am mai condus mașina și în Filipine. Și deci nu pe unde sunt mine, asta poate fac cei care prind fluturi sau eu știu. Da, ușor inconștienți. Ornitologic. Da. Așa, am condus mult în America, deci am traversat de 4 ori America, e o experiență unică să traversez America dintr-o parte în alta cu mașina. Mm-hmm. Deci orice fel de a călători din punctul meu de vedere și în țară, și asta subliniez, și în țară se poate călători la fel de bine, că e vorba de weekend, că e vorba de o săptămână, că orice se poate face. Dar cum ți se năzări așa? Cum alegi o destinație? Cum te hotărăști brusc să pleci undeva, într-un colț de lume, unde n-ai mai fost? Astea sunt tenebrele minții, cum ar veni. De unde și unde? De exemplu, n-am fost în India. Prieteni care iubesc India, care nu te-a atras. Și nici nu vreau. De ce? Nu te-a atras. Nu vreau să merg în Japonia până când n-am ajuns. Da. Apropo, Da. Așa, da, deci se pornește așa. Plus că par niște chestii de dor. Când călătoriți împreună, cum faceți? Adică cum stabiliți unde se termină partea de programare, de planificare, de cunoaștere a traseului, a obiectivelor și partea de aventură, de necunoscut, de acum o luăm în dreapta? E simplu. Programez eu, este dezastru, zice Alina. Și eu spun...
De data viitoare voi apela la colegii mei să organizeze tot. Așa, și după aceea programează Alina și iese tot dezastru din punctul de vedere. Din punctul meu de vedere iese bine și așa și oricum. Așa. Dar călătoria e frumoasă oricum, sigur că e, mai, e mult mai interesant dacă mai ai și dispute pe tema călătoriei ca să o ții fierbinte. Bun, dar având această filozofie, Alina, conduci o agenție, ai o agenție de turism, o agenție de succes, o agenție care este specializată, pentru că ai spus mai devreme, în zona Asiei, Extremului Orient. Cum este să conduci o astfel de activitate? Cum poți să planifici lucrurile astea? Pentru că depinzi foarte mult de turiști. Și de ce vor ei? Vii cu o ofertă a ta care să se întâlnească cu oferta lor? Aștepți ofertele lor? De obicei este foarte mult de vorbă dacă turiștii sunt deschiși și aștia încercăm noi într-un fel să... E prea mult educat să educăm, dar încercăm să transformăm un pic turistul și să înțeleagă că călătoria sau orice vacanță până la urmă o chestie care trebuie discutată foarte mult înainte ca omul care o organizează să înțeleagă exact ce-ți dorești. Pentru că eu făceam multe greșeli înainte și le spuneam trebuie să ajungeți în Bali, trebuie să ajungeți în Japonia, trebuie să ajungeți. Și după mulți ani mi-am dat seama că de fapt oamenii caută altceva, nu ce trebuie să ajungeți eu. În India. Da, exact. Andrei nu vrea în India. Și lui Andrei am spus, trebuie să ajungi în Japonia. Și desigur că nu am avut același wow ca și mine în Japonia. Până am ajuns. Da, dar cred că e o chestie pur și simplu de discuții îndelungate în care să înțelegi clientul, să înțelegi exact ce își dorește de la vacanța respectivă. Și noi suntem o echipă care suntem așa un mix de unora le place să călătorească cu rucsacul în spate, altora le place să stea în resorturi de lux, altora le plac foarte mult city break-uri și când ne adunăm... Așa, aveți atunci un transfer de experiență și de cunoaștere dinspre voi spre turist, nu? Adică el beneficiază până la urmă de noi cam asta ne-am dorit să se transformă de fapt domeniul agențiilor de turism, pentru că la urmă nu vindem un produs, vindem o experiență și este foarte important să stăm să-i ascultăm pe oameni. Dar n-ar fi interesant să aveți și o ofertă de călătorie cu rucsacul în spate, profitând de experiența lui Andrei. În sensul, știi că sunt foarte mulți în sensul în care vine cineva și spune, doamne, eu vreau să merg, dar nu vreau nimic organizat, dar totuși aș vrea să știu, bun, mă duc cu rucsacul, cobor în aeroport. Și ar fi bine să o iau în stânga sau în dreapta? Unde e mai exciting să mă duc? Și poate că aici ar putea să funcționeze niște ponturi. Da, este ceea ce se numește doar consultanță. Fără... Da. Cum găsești tu cazare fără să ai nimic aranjat? Te duci într-o țară necunoscută, o altă limbă, de multe ori nici nu vorbesc engleza, nu? Și tu vrei și tu peste noapte să te speli, să dormi undeva? Să... Pe vremuri, într-adevăr, asta era provocare. Un challenge, într-adevăr, și mergeai după locurile, ok, cam ce îți place, cam unde îți place, verificai prețul, aveau locuri, n-aveau locuri. Era o poezie întreagă să găsești loc de cazare, câteodată simplu găseai din prima, câteodată stăteai o oră să-ți cauți un loc de cazare. Așa este. Acum stăm în epoca internetului, pe internet ai legătura cu agenții, poți să-i chiar și în țările acestea mai... Absolut, da? Internetul este peste tot. Și sunt de astea simple. Deci te-am întrebat la un taximetrist, îl întreb unde e un hotel potrivit la preț, la bani, el știe deja mai bine ca tine. Ce spune, vrei și cu, ca o agenție turistică. Vrei cu igoană sau fără igoană? Da. Dar apropo de frică și de vrei să noptezi undeva, chiar nu pot să uit. O experiență unică a fost când eram cu doi prieteni golani călători cu geanta în spate. Și am mers mai întâi cu o barcă pe o insulă, după aia am traversat insula cu câteva ore cu autobuz, după aia altă barcă, după care alt autobuz și am ajuns în final aproape de locul pe care îl căutam, în Filipine era chestia asta, la numitul Sugar Beach. Și am venit cu o troșcaletă, cu o triciclu de ăsta, ne-au auzit, eram trei. Și am ajuns la un râu care trebuia traversat cu barcă. Cred că era, nu știu, noaptea 12, 1, habar n-am cât era beznă. Și eram undeva pe malul unui râu, unul dintre noi, Tudor, s-a apucat să negocieze cu barca, cu barcagiu, ala nu se lăsa, ăsta se nerva, se făcea că pleacă, iar eu și cu Bogdan ne-am trântit pe spate. S-a dormit din partea meu. Ne-am arătat genții, ne-am trântit pe spate, vedeam cerul sus, absolut minitic, cădeau stele pe... Dar de ce trebuie să mergem noi undeva? Și ne simțeam excepțional. Nu pot să uit, beatitudinea, eram fix nicăieri. Înțelegi, ne simțeam extraordinar de bine. Deci, bineînțeles că până la urmă ai găsit, până la urmă tot pe culci undeva, dar nu sunt astea marile nenorociri ale omului. Mai ales pentru cine a făcut și armata, păream cu ceașcă, m-am rugat să poate.
Alina, de ce trebuia Andrei să ajungă neapărat în Japonia? Ce trebuia să găsească în Japonia? Ce e în Japonia? Mă rog, acum că mă întreb pe mine ce e în Japonia, în Japonia e raiul pe pământ. Dar Japonia este un loc care pe mine m-a marcat foarte mult și asta datorită faptului că aproape din adolescență am avut contact cu japonezii și mă rog, am avut o experiență extraordinară și am învățat foarte multe lucruri de la ei. Și apoi când am ajuns în Japonia, am simțit că există locuri în lume unde simți că tu de aici aparții. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat. Știu că lui Andrei s-a întâmplat și probabil și ție, Ștefan, ce s-a întâmplat. Da. Eu când am ajuns în Japonia, asta am simțit. Da, m-am simțit acasă, cum spui, din primele 5 minute. Exact. Da. Și atunci... Dar nu în Japonia. Știu. Nu discutăm despre Japonia. Ba nu, vreau să... trebuie să-mi aduc întăriri pentru că vreau să, nu, vreau să aud de ce este Japonia atât de specială și nu pot să aflu asta decât de la tine. Mie îmi place foarte mult, de la peisaj începând și până la oameni care sunt foarte sensibili, până la chestii minimaliste, grădini extraordinare, rafinamentul pe care l-a descoperit și Andrei în Japonia. Cei mai rafinați oameni din lume. E adevărat, da. Da, deci toate aceste lucruri, inclusiv agitația din Tokyo și privirea robotizată din trende, sunt lucruri care mă fascinează, nu neapărat îmi plac. Sunt lucruri în Japonia care nu-mi plac neapărat, dar îmi place foarte mult să le urmăresc. Și îmi doresc, mi-aș dori în fiecare an să ajung. Dacă ar trebui să numești 5 destinații must, obligatorii pentru cineva într-o viață, tu ai începe cu Japonia. Nu, aș începe cu Bali, dar ăsta era un secret. Bun, deci pe primul loc secretul, da? Da, dar Bali, partea de tradițional Bali. De munte. Da, partea din interiorul insulei, Kuta, fără Kuta, Ubudul, templele, vulcanii. Sigur că și partea de plajă mare, are farmecul ei, dar nu este destinație, nu este o, da, surferi, exact. Nu este o destinație de top pentru bun, plajă. Pe locul 2 Japonia? Pe locul 2 Japonia. Pe locul 3? Da. Pe locul 3 Iordania. Iordania. Da, foarte interesant, dar absolut surprinzător. Deci pentru prietenii care ne privesc în momentul de față, cred că este așa un wow. Adică Iordania? Da, mi-a plăcut foarte mult Iordania. Da. De acord. Nu, că vine și în rândul tău să ne spui. Mai are două destinații, Alina. Da, mie îmi place foarte, mi-a plăcut, deși n-am descoperit-o și am ajuns întâmplător anul ăsta, Norvegia și aș vrea să merg din nou în Norvegia și cred că ar fi în topul destinațiilor. Interesant. Îmi place foarte mult verdele. Și în Norvegia e mult verde. Și mult verde. În Iordania e plin de verde. Da, în Iordania nu e plin de verde, dar în Iordania e altceva. E altceva. Compensează cu altceva, exact. Și în sfârșit, ultimul în topul de 5? Ar fi trebuit să încep cu România, dar... România, da, îmi place foarte mult deci România acolo, și sunt top. Un promotor al suntem României. Suntem în vârf acolo, da. Andrei, care sunt primele 5 destinații must pe care tu le recomanzi celor care ne ascultă și ne privesc? Economist fiind, am fost în 87 de țări, da. Pe primele 5 locuri sunt 86 am de înțeles. Țări. Deci una singură în care nu m-aș duce a doua oară și n-aș recomanda este Turkmenistan. Mă rog, chiar că n-am nimic cu ei săraci, sunt oameni ok, dar e o țară care, părerea mea, că n-ai ceva. Dar da, unde îți place cel mai mult? În America? Nu pot, nici nu numai, totul e super, dar ce poți să compari, să sar peste Petersburg sau peste Veneția sau Paris sau San Francisco sau peste, nu poți sar peste bun, și totuși eu și cer un... Pentru munți, pentru peste mări, pentru peste... Mekong? Da, eu șer un exercițiu care pe tine întotdeauna te irită și anume să faci o ierarhie, chiar... Pe Google, first five destinations. Care sunt afective pentru tine? Da, afective, cred că pot să... Nu pot. Pe cuvântul meu, chiar fără niciun fel. Filipinele, știu că îți plac foarte mult. Îmi plac, dar... Știu că America îți place foarte mult. Am trei locuri în care mă simt ca acasă. Așa. Unul este la Balcic. Unul e în România și unul este pe insula Boracay în Filipine, într-adevăr. Dar asta înseamnă acolo mă simt bine din cauza faptului că e un fel de casă, oameni apropiați. Da. Nu pentru că țara în sine este o destinație care te face să te simți ca acasă. Nu, locul.
E special pentru tine. E pentru mine, pentru mine special. Asta am și spus, pentru tine. Iar ca destinație turistică chiar nu pot. Deci așa ceva, părerea mea, că nici nu se poate face. Eu n-aș ști ce să-ți recomand, du-te să vezi mai bine. Nu, dar mi-ai spus foarte... Parisul sau Londra? Nu, dar mi-ai spus foarte... Londra. Dar mi-ai spus foarte clar... Da, eu zic că Parisul. Pentru că noi întotdeauna ne contrazicem. Bun, acum, ideea este în felul următor. Mi-ai spus foarte clar că nu ești interesat în India. N-ai fost, nu ești și nici nu vei fi interesat. Așa, cred că greșeală, da. Ok, nu asta discutăm. Deci era tot un tip de judecată afectivă. Așa este. Și atunci eu asta spuneam, ok, și pe planul ăsta al afectului personal, după ce ai colindat toată planeta asta. Apropo de chestia, să știi că am avut trei pe listă. Destinații super turistice în Mexic, India și Japonia, în care n-am vrut să merg mulți, mulți ani de zile. Uh-huh. În Mexic am intrat întâmplător din America, din California, cu mașina și am bătut-o puțin la cu foarte mult, trebuie care chiar plecăm săptămâna viitoare. În Mexic. Cu agenție de turism. Cu agenția. O săptămână după care ne facem de cap. Deci ați făcut un compromis. Da. Da. Japonia era pe listă și am ajuns acolo și acum aș recomanda oricui Japonia. Deci Japonia este o altă lume, este o chestie foarte interesantă, deci e una din genul de destinații care schimbă puțin. Adică care dar vorba domnului Pleșu, alteritatea este totală în Japonia. Ok, da, corect. Deci altă lume, deci chiar e de văzut, India a rămas deocamdată pe lista asta. Dar să recomand ceva chiar este absolut imposibil, pentru că sunt, cum spui tu, depinde ce vrei, ce le apucă, ți intră ceva în cap, vrei la mare, vrei la munte, mă apuc așa, mi-a apucă un dor de New York, de exemplu. Mm-hmm. Nu-i orașul meu, n-am crescut, n-am nici vere acolo, nici tata, nici mama nu-s de acolo, dar parcă mi-e dor de orașul. Dar poți să fac un top 6 și să pun New York-ul pe locul 6? New York-ul, Petersburg, un oraș pe care cum poți să zici că Petersburgul nu este în același timp, ce, să uiți Veneția în discuția asta, să sar peste Veneția sau nu poți să faci așa ceva, să sar peste Barcelona, să sar peste Roma, Londra. Peste vorba de așa, asta vorbim numai Europa. Da. Numai Europa vorbim. N-ai bine, Europa e ceva cu totul special. Praga. Europa în 100 de kilometri deja este imposibil să nu întâlnești o minune a culturii și civilizației umane. O să râzi, așa este Iordania, nu mai știu dacă ai fost în Iordania, dar așa este Iordania. Este foarte densă din punct de vedere al obiectivelor interesante, super interesante de vizitat. Da, dar ce nu spuneți voi... Încă, dar eu vă provoc să spuneți, este faptul că tu ne spuneai acum de obiective, da? Dar de fapt ceea ce v-a atras pe voi foarte mult în Iordania, cel puțin din câte am înțeles eu din poveștile voastre, a fost temperatura umană de acolo. Adică climatul, felul în care trăiesc acei oameni, filozofia lor de viață și felul în care v-au primit pe voi niște străini. Și asta v-a făcut să vă simțiți minunați. Probabil că asta este o chestiune care contează foarte mult în călătorii, nu? Adică felul în care chimia care se realizează cu băștinașii. Sunt țări unde... Adică sunt țări primitoare și țări mai puțin primitoare. Da, dar nu le facem mai puțin interesante, indiferent. Deci oamenii sunt oameni peste tot. În primul rând, apropo de ce spunea iarăși, mă întorc la chestia asta, călătorii cu frica, cu ce ți se întâmplă, că asta, peste tot trăiesc oameni. Oamenii de regulă sunt buni în viață, oricât am vrea noi să credem că oamenii sunt răi, în general oamenii sunt buni. Și în general oamenii sunt foarte buni cu străinii. Așa cum la noi, indiferent că ești cocalar sau ești profesor universitar, când te întreabă cineva pe stradă unde e gara sau ți-a arăt ceva, cu drag îi arăți. Nu? Îl îndrum cu drag, îl ajuți cât poți, nu? Asta se întâmplă peste tot. Deci oamenii sunt oameni. Deci nu pot să zic acum că te simți... că cineva se uită urât la tine pe undeva, nu prea am simțit chestia asta. N-ai simțit ostilitate? N-am avut chestia asta, nu pot să zic că undeva m-a deranjat foarte mult. Nu cumva asta ține foarte mult și de tine? Adică de felul în care te comporți tu, de felul în care tu intri în raport cu oamenii. De ce spun asta? Pentru că cei care ne privesc poate nu te cunosc foarte bine. Tu ești un om foarte prietenos și foarte deschis și care intră foarte ușor în relații, în comunicare. Dar sunt foarte mulți, am văzut această greșeală la foarte mulți turiști, care nu respectă cultura locală, nu respectă obiceiurile locale și atunci sigur că apare reacția adversă a băștinașului. Adică tu acum ne vorbești dintr-o experiență personală, tu fiind un om foarte deschis și care înțelegi când călătorești, nu știu, într-o țară din aceasta, să le respecti regulile. Mai sunt destinații totuși cu oameni mai reci, adică... Sunt. Este oameni. Și te influențează, într-o oarecare măsură, desigur, într-o mică măsură te influențează cum reacționează oamenii la tine,
Dar eu am simțit-o în câteva destinații, că bine, oamenii au fost mai reci și parcă nu m-aș mai întoarce acolo. Da. Acum, bun, tu ai o agenție de turism, tu ești economist, așa cum ai spus. Una din principalele probleme pe care și le pun oamenii, chiar și cei care ne ascultă și ne privesc, atunci când trebuie sau doresc să călătorească, este problema banilor. Adică există această mentalitate că ai nevoie de foarte mulți bani ca să poți călători. Și eu acum devoalez, spre sfârșitul discuției noastre de astăzi, că acesta a fost și motivul pentru care v-am invitat să stăm astăzi de vorbă, pentru că eu am învățat de la voi că nu-ți trebuie atât de mulți bani ca să poți călători. Da, e important să-ți doresc să călătorești. Agenția, deci sigur. Să spun agenția cum e. Are prețuri pentru toată lumea. Da, agenția are prețuri pentru toată lumea, chiar așa și este. Dar cred că mai degrabă e dorința mai presus decât banii. Acum, sigur că dacă ai un nivel foarte, foarte, ai un salariu foarte, foarte mic, este foarte greu să călătorești. Nu, hai să vorbim de ceea ce teoretic s-ar numi clasa mijlocie, nu? Da, din punctul meu de vedere, nu e, partea financiară pentru clasa mijlocie nu ar trebui să fie o piedică, pentru că, indiferent că e agenție, indiferent că te organizezi singur, există de la cazare și până la low cost-uri și, adică suntem totuși într-o... Și în primul rând alegi destinația după bani. Câți bani ai în buzunar, îți e destinația. Dacă n-ai bani, te duci la soacră, ce ai și rezolvat-o. Rezolvat-o, da. Dacă nu, te duci mai departe. Da, eu am văzut, uite, pentru că spuneai de Europa, Andrei, am văzut foarte mulți tineri, studenți, elevi de liceu, călătorind de-a lungul și de-a latul Europei cu rucsacul în spate. Bani. Trebuie mult mai puțin bani, categoric. Rău, poți să călătorești într-un raport de la 1 la 10, cum ar veni. Da. Adică să te coste aceeași călătorie de la 1 la 10. Uh-huh. Te vrei, cum vrei să stai. Dar în orice caz, bani ca să călătorești, îți trebuie evident că orice fel de mijloc de transport, orice cazare costă bani. Asta e clar. Apropo de buget, mă gândesc la... Dar sunt cazări pentru bani puțini. Da, exact. Eu mă gândesc la circuitele pe care le fac eu pentru studenți și plecăm în fiecare an și am început primul circuit în Japonia. Am fost 1800 de euro. Două săptămâni în Japonia cu bilet incredibil, inclus. Da, da, da. Și le făceam socoteala pe zi. Adică noi știam exact câți bani o să cheltuie fiecare student pentru că știam unde o să mâncăm cu 5 dolari în Japonia. Adică... Da. Și asta da, știe așa. Sunt bani, 1.800 de euro sunt Sunt, sigur, dar vorbim de Japonia. Într-adevăr, își poate permite probleme. Prea Japonia va ajunge în Japonia. Bineînțeles că alții nu își permit să meargă în Japonia. Da. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ajungi neapărat în Japonia. Se poate călători oriunde, în părerea mea. Călătoritul oricând. Am făcut acum câteva zile, acum două săptămâni, e superbă, până în Macedonia. Până la Ohrid, Macedonia care e lângă noi. Care e lângă noi. 700 km la București sau ceva de genul ăsta. Super locul, super lac Ohrid, îți face o poezie de vacanțe. Uite, m-ați provocat. Cum vorbim de locuri de lângă noi? Cum sunt Balcanii? O experiență foarte frumoasă. Serios? O experiență frumoasă, nu este... Dar nu e scump? Exotică. Nu e scump? Adică Muntenegru, de pildă, nu e un loc scump? Muntenegru și Croația încep deja să crească la preț. Uh-huh. Pentru că acolo vin hoardele de turiști din nord, de la gen nemții, austrieci și italieni. Dar Balcanii sunt o zonă ieftină. Ca și la noi, facem parte din zona asta ieftină a turismului. Chiar mai ieftină decât noi. Și care are și ce să oferă? Da. Da, nu oferă nimic ca să zic așa exotic, ci exotic în sensul de deosebit, cum e, mă revin la Paris, poate la Alp, la Dumnezeu știe ce, insule sau palmieri și chestii de genul ăsta, dar oferă niște munți foarte, foarte frumoși, deosebiți de Carpați. Oferă istorie multă, oferă orașe foarte frumoase, adică Plovdivul de Gânese, Baron Bulgaria, sunt niște capodopere. Gastronomic absolut... cum stăm? Ca să nu stăm bine. Adică au ce să ofere Balcanii? Papa bun. Da. Și ieftin. Papa bun și ieftin, da. Da. Papa bere, important, niciun fel de... Nu? Da, pentru sigur, călători. Sigur, absolut, că important pentru călători. Și oricum, oriunde te duci, ce e interesant, că oriunde te îmbogățești. Deci e clar că oriunde te duci, ai ce să înveți, ai ce să aduci cu tine din ceea ce vezi.
începând de la ce strângi amintiri, cât de multe deschizi tu față de oameni, cum înțelegi oamenii, cum înțelegi istoria, cum înțelegi lucrurile pe care cândva de mult le-ai învățat și acum le cauți pe Google să-și aminte de ele. Geografia, când vezi cărțile deja cu ochii închiși, deja tot inclusiv cu culinarea, apropo că mă întreb, m-am întors din Thailand odată cu un sac de 5 kg de orez thailandez, adică în bagajul. Acum gătește kimchi. Încerc să gătesc kimchi, da, pe masă, în permanență, la mine este sos de soia sau sos de pește adus. Te-ai îmbogățit, ai venit cu ceva de acolo. Din Grecia mi l-am dat și două luni am mâncat numai carne cu lămâie, că așa mâncau grecii, nu știu dacă... Știu, da. Și chestiile astea care te îmbogățesc în permanență și îți deschid creierii și vezi cu totul altfel lumea, după ce te duci oriunde. În concluzie, putem călători. Putem călători cu agenția, putem călători cu rucsacul în spate, putem să ne alegem obiective mai depărtate sau mai apropiate în funcție de mărimea buzunarului nostru. Și cred că ce e important din toată povestea și din ce am învățat de la voi astăzi este să fim deschiși. Să fim deschiși pentru ceea ce vom găsi acolo. Absolut. Alina Broșban, mulțumesc foarte mult. Andrei Dag, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și vouă, prieteni. Rămâneți în continuare cu Radio România București. O zi minunată. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.